Draga mea, marea draga mea, multa draga mea, ți-am scris pentru tine. Mamă, ce greu respir. Parcă avea plămânii degete. Nu să rămână. Știu că e o gustare. Auzi, m-ai întrebat ce simt pentru tine. Ți-am scris ca să auzi. N-am vrut să de față cu toți mesenicul, ăia veniți acolo, cască gură, flămânzi, Daru. Unde-i Daru? Daru. Am pus eu pe unul. Cine nu dă Daru, lasă mâna. Și ți-am scris o scrisoare. Așa, ca să vezi ce simt eu pentru tine. N-are rost să mergem la drumul ăsta împreună. Mi s-au aghețat ochelarii, dacă pot să crezi. Nu de nas, de buzunar. Ia uite. Așa. Deci, scrisoare. Auzi, tu vrei să te trec pragul? Dar n-ar fi mai bine să aduc pragul aici? De ce să te trec pragul? Scrisoare. Pentru draga mea, mă uit la tine și când mă uit mai mult la tine, îmi gâfâie pupilele. De drag, categoric, adică e dragoste. Auzi, dar ce ai avut la nuntă cu mâncarea? Adică ai... Ce ți-a mâncat? De la tine face asta? Doamne, ce gaze de puiu! Auzi? Tu ai boală pe mâncare? Dacă eu n-ascundeam tortul și n-ascundeam sarmalele, păi invitații n-aveau ce să mănânce dacă... primul fel. Au mâncat farfurii linse? Măi, dar nu se poate să ne dai așa ceva ca aperitiv. Asta a fost nuntă fitness. Tacăm la dietă. Păi nu poți să faci treaba asta. Cine l-a chemat pe toboșarul ăla, măi? Măi, cum poți să bați în halul ăla în tobă? Poate că de la bătaia aia în tobă, în stomac, se ducea. Bum, 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 poate de aia ți-e foame. De la tobă. O să-l caut eu pe... Auzi, dar tu ai și un ritm așa de sârbă la băgat în gură. Fii atent, deja ai făcut 3 rotocoale. Bravo ție. Așa. Stomacul tău e disco, ca să fim înțeleși. Ce intră se îndeasă. Auzi, dar tu de ce taci? Taci. Ea e mută. De-aia am luat-o, că e mută. Dar ăsta e punctul tău forte. Este punctul tău forte. Da, uite ce am scris aici. E adevărat, mănânci, dar nu zici nimic. Fată educată. La masă nu se vorbește. Asta îmi place și mie. Sper că pe respirație te mai poziționezi și tu pe un aspirator. Aragaz. Ce avem în casă? Că ți-am luat mașină de spălat, chiuvetă, vasele. Pe toate le-am cumpărat mai mari ca să nu ți intre în gură. Auzi? Acum că am ajuns acasă, vreau să te întreb ce... Noi cum dormim? Împreună? Că tu singură ești împreună.
fotograful ăla care ți-a făcut pozele la nuntă, de câte ori s-a făcut câte o poză, zicea, asta e poză de grup. Băi, aguligăleata, măi! Aguligăleata, măi! Aguligăleata, măi! Nu, mulțumesc! Nu numai că mă uit cum le mănânci, mi s-o prește puiul în nas. Așa. Uite ce am mai scris aici. Te rog, când dormi, să nu pui piciorul pe mine, că mă dau ăștia dispărut. Dacă mă dau dispărut, o să sun la 112. Sun degeaba, dar sun. Ia-ți de ce am scris pentru ca să-ți rămână. Deci, dacă... așa. Și le zici că m-a răpit cineva. Asta la ei prinde. Nu îi impresionează. Fii atent. Dacă ei vin... Înțelegi? Dacă vin și dacă mă găsesc, o să zic că cum de-a dormit tirul pe mine? Și dacă vin și mă găsesc, ia uite, iar, băi, dar urât faci. Urât faci. Tu ai stomac în călcâie, așa ceva n-am văzut. Știi de la ce? De la călcâie crăpate. Ai călcâie crăpate, că așa... Deci, dacă totuși vin și mă găsesc, după aia o să mă ruleze și o să spună aia de la 112, doamnă, nu ne mai solicitați, nu mai dați apel, că noi nu luăm postere de sub dealuri. Așa, altceva, ce am mai scris? Așa, noi facem și copii, nu? Dar cum? Mai întâi va trebui să te bag pe Waze ca să să găsesc locația. Ai vreun loc pe un spas fac copii? De aici nu se vede nimic, adică să nu rămână în gratii. Așa. Dacă o să vrei să intri pe ușă pe la maternitate, presupunem că ești gravid, vrei să intri pe ușă pe la maternitate, gândește dinainte bine, ei o să trebuiască să facă modificări în infrastructura clădirii. Mamă, cât o să aibă de dărâmat. Cezarian în moloz, n-ai văzut așa. Cu toate că eu cred că ăștia... N-o să facă cezariană. Cred că să facă autopsie ca să scoată copilul. Și după ce au scos copilul, vine... Tu ești descusută? Vă cât sare din când în când câte o copcă. În cazul în care ți-a scos copilul, îl aduce cu motostivuitorul să ți-l pună la sân. Așa. Deci să leagă toate. Doamne, ce-i cu tine, măi? Că se poate așa ceva? De la păr faci? Te pomirești că faci de la păr, că firele de păr au electricitate statică. I-auzi. Măi, fata lui Tesla, fata mai mare a lui Tesla. Cea mai mare fata a lui Tesla. Că nici nu a avut o Tesla. Așa, de să leagă toate, de să leagă... Vai de mine, mă rup de spate. De să leagă toate, ca să avem copii, avem... Asta înseamnă dragoste. Mă rog, scheletul dragostei. Taicătu iubește banii și eu iubesc banii lui taicătu. Vezi, deja avem ceva în comun, eu și cu taicătu.
dragostea de bani. Să știi, unde nu e dragoste, înseamnă că lipsește banul. De ce te-am luat pe tine? Nu, nu, pe bune, de ce crezi tu că te-am luat eu așa pe tine, așa? Degeaba, așa, că mi-a venit mie așa, degeaba. Te-am luat pe tine? Uite ce spune aici. Dragostea trebuie să aibă un scop. Nu ăsta. Asta e scopul tău. Și după aia, tu ești mută. E mută. Mută, mută. Cine o mută? Auzi, și după aceea trebuia cineva să vorbească cu tine, nu? Banii vorbesc. De-aia m-am băgat eu în viața voastră, ca să fie cineva care să... Tu ești mută, banii vorbesc. Să-și aibă și cineva să vorbească cu mine. Hai să mergem. Mergem acasă. Așa. Fii atentă. Așa. Dar să știi că eu te văd frumoasă. Da. 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 Ia uite. Toată planeta. Ca să... Da. Chiar ești frumoasă. Ești frumoasă și părerea mea că te strânge coșul. Uite ce m-am gândit. Ești o frumusețe când ești înconjurată de teancuri. Ești vis. Vis. Așa, hai să mergem. Dacă o să vrem să economisim bani, te așezi pe bani. Nu mai umblă nimeni nimic, n-are cum. Hai să mergem. Auzi ce întrebare mi-a pus maică ta? Uite că am scris aici. Vede, întrebarea lui maică ta. Te-a întrebat pe tine. Că ce ai găsit la mine? Idei! Idei! Eu am idei ce să fac cu banul. Eu știu cum să mă mâișc, să mă... Eu știu ce să fac cu averea. E scris aici, semnătura mea. Te-ai apucat să mă buzunărești ca să vezi că n-am mică buzunare, că eu n-am buzunare. Eu n-am buzunare. Dar ce am eu? Am mâini. Atât. Ca să ce? Ca să vâzlesc. Să vâzlesc printre lovele. Ți-aduce aminte când am fost în Cismigiu? Numai noi doi? Și tu m-ai rugat să te plimbi cu barca în Cismigiu? Și au venit toate rațele alea la mine și m-au rugat să le las apa în lac? Mă înțeleg? Dar ți-aduce aminte când am fost la mare și ai sărit în piscină? Tata, apa nu mai era în piscină, era în hotel. Mamă, ce ieșeau mobilele, două. Au avut lifturile igrasie două sezoane. Hai să mergem, mergem acasă. Așa. Ce mai am de spus? Ca să știu ce spun, că altfel mă trezesc că nu... Așa. Fii atentă! Mâine trebuie să luăm mașină. Mâine trebuie să luăm mașină. Nu știu dacă găsesc o mașină în care să încapi, dar dacă ei au o rulotă ceva de trage. O remorcă, să-i spunem așa. Remorca e o rulotă decapotabilă, ca să înțelegi ce înseamnă. Cu 12 roți. O să gâfâie roțile aia de nu o să cresc. Și poți să vezi așa, poți să te uiți de jur împrejur. Mamă, ce frumos. Adică tu n-ai cum să spui că ești mută. Săracă, fii atent. Auzi, mai ții, auzi. Să știi că mie mi-ai umplut inima. Dar trebuie să mai fac rost de niște inimi, că mai am de umplut, că am de băgat inima. Așa. Fii atent. Să știi că tu ai pe vină încoace. Dar aici pe du-te încolo. Eu prefer pe vină încoace. După ce te-ai dus încolo. Uite, vreau să spun așa. Mai ții minte când m-ai întrebat ce cauți tu în visul meu?
Mai ții minte? Ieșirea. Nu era semnalizată. Tu ești combinația perfectă. Vai ce m-a tăiat. Tu ești combinația perfectă pentru mine. A dat norocul peste mine. Mută și cu bani. Dita mai norocul. Dar a dat cu spatele. Mutuța mea. Nu sunt mută. Nu sunt mută. Ba, ești mută. Nu vezi că nu sunt mută? Ești mută și multă. Lasă. Că iese de undeva sunetul ăsta, de la mulțime. Ascultă ce spun. Doamne. Stai. Acum am nevoie de numai desert. Vrei să cerci să ce dulce ești. Hai, lasă-mă. Nu. Din cauza că a început luna de miere. Vino la mine. Vino la mine. Îmi vine să te mănânc. Măi. Vino să te mănânc. Sunt femei care nu te înghit. Asta mă înghite cu totul. Stai așa, iau curba, stai puțin, iau curba. Mi se pleacă! La mine deja a plecat. Mamă, dar chiar ai mâncat. La